Mai târziu, georgianul Cantaria a purtat steagul Victoriei în Piața Roșie, la prima paradă militară de după război, iar inițiatorii proiectului de la Chișinău au amintit că Victoria se scria de către toate popoarele Uniunii Sovietice. Astăzi se împlinesc 75 de ani de la prima paradă a Victoriei din Piața Roșie, iar astăzi, când o parte a gărzii de onoare a Ministerului Apărării al Republicii Moldova a defilat la Moscova, am decis să instalăm această placă. Un alt simbol al istoriei noastre este faptul că în acel război am fost împreună și memoria noastră este comună. În ceea ce privește Cantaria, am primit fotografii din arhivă chiar ieri, cum plantează acest copac. Sunt fotografii unice oferite de fotograful de la Chișinău, Yuri Zenin. Cred că datorită unor astfel de arhive vom putea restabili multe alte nume ale celor care au rămas în istorie. Немало имен людей, которые увековечили себя посадкой деревьев в этом парке.